Nou înființată echipa Câmpulungului, Academia de Fotbal Mușcelul, care va evolua începând cu sezonul 2019-2020 în cel de-al patrulea șalon fotbalistic, va susține mâine primul joc amical în această perioadă precompetițională în compania formației de Liga 5 -a, Cimentul Valea Mare Pravăț. Actualul tehnician Gheorghe Mihali are astfel posibilitatea să-i vadă la lucru pe jucătorii veniți în probe. Acestora li se vor alătura mai mult ca sigur și fotbaliștii care au semnat deja cu formația din Câmpulung, Dacian Varga, Cristi Pulha și Junior Măcriș. Oficialii grupării fotbalistice de pe municipal sunt în tratative cu mai mulți jucători care de-a lungul timpului au activat la nivelul ligii și a doua, printre care se numără și brazilianul Roberto Aiza, care s-a retras din activitatea de fotbalist profesionist săptămâna trecută de la CS Mioveni. Academia de fotbal Mușcelul Câmpulung are ca obiectiv promovarea în cel de-al treilea eșalon fotbalistic al țării chiar din primul sezon. Tocmai de aceea, diriguitorii clubului au făcut eforturi considerabile pentru aducerea pe banca tehnică a lui Gheorghe Mihali.